știm că în momentul de față TikTok e cea mai relevantă platformă unde te poți promova, unde poți face absolut tot ce vrei tu. Așa că astăzi să vă arătăm eu cu Sai cât de ușor puteți face follower pe TikTok. O să facem un concurs și ne face mai mulți follower. Câștigă ceva, rămâneți până la finalul videoclipului ca să vedeți și ce câștigă. Nu uitați să vă abonați canalului și să apăsați butonul de like pentru că așa ne ajutați foarte mult. Și în momentul de față eu sunt într-o competiție cu Sai să vedem cine ajunge primul la 50.000 de follower pe Instagram. El are un avantaj, așa că dați-mi și mie follow, dați-mi și lui follow și să trecem la treabă. Crezi că o să faci tu sau crezi că o să fac eu mai mulți followeri? Eu cred că eu, sincer, de ce stimi? Mă, și eu cred că el, pentru că el postează mai mult decât mine pe TikTok și are deja o imagine acolo. Unde-i, la ce mult mergem? Băi, acasă facem TikTok-uri! Revenim! Gata, băieți, l-am convins în sfârșit să-și facă contul de TikTok. Intră pe TikTok. Ok, băieți, deci în momentul ăsta... Sau face un TikTok. Sunt cu Robi și filmează un vlog care face mai mulți followeri într-o zi. Câștigă! Nu știu cât o să-mi găsiți contul, dar dați-mi follow. Eu sunt Sai, că nu știu, nu mă știe. Și dacă nu mă știți, dați-mi follow, că filmez un vlog. Căutați-mă pe YouTube, vă iubesc, pa, să nu vreau. Ce s-a terminat timpul. El deja mi-a luat înainte. Nu știu, el e obișnuit să facă non-stop, stă pe TikTok. Pasă cu telefonul mână, face TikTok, le postează, bale, pune la drafturi. Cred că are 4.000 de schițe, omul meu. Mă rog, imediat o să încep și o să fac TikTok-uri. Câți follow-uri? Nu. El are 0. El are 0 follow-uri. Eu am 2 pe contul pe care l-am făcut. Am un follower. Ia, cine ți-a dat primul follow? Ești bolangiu, n-ai voie să-ți dai de pe contul tău, bă? Mi-am dat follow singur. O să fac și asta. Hai să începem să facem TikTok-uri. Acum o să fac primul meu TikTok pe contul ăsta pe care abia l-am creat. Felicitări, ai reușit să mă găsești pe noul meu cont de TikTok. Nu, nu e noul meu cont de TikTok. Felicitări, ai reușit să-mi găsești contul secret de TikTok. Dă-mi un follow pentru că fac o cursă cu Mintre Soarele Nou, cu Sai, care ajunge la cei mai mulți follower, câștigă în follow ca să câștigi. Perfect. Nu, că... Nu, stai, nu voi câștiga, eu câștig. Așa. Hai să-l postăm să vedem câte view-uri o să fac în primele minute. Zero. Felicitări, ai reușit să-mi găsești. Ideea e că nu avem voie să ne folosim de Instagram ca să ne promovăm conturile abia create de TikTok, pentru că până la urmă cineva care nu-i deja cunoscut nu o să poată să facă asta. Și prem, cum am zis și în intro, să vă arătăm cât de ușor poți să crești pe TikTok. Ceva mă face să cred că nu suntem TikTokeri atât de bun precum credeam, pentru că mi-a arătat Sai ce a postat pe TikTok. Are 2 TikTok-uri puse și are 0 vizualizări la ambele. Ghiți ce? Îi arăt eu lui Sai câte view-uri am. Câte credeți voi că am? Scrieți în secțiunea de comentarii după primul TikTok. 0. Nu înțeleg ce se întâmplă cu... Înțeleg ce se întâmplă cu TikTok-ul. Nu știu ce face Sai în momentul de față, dar eu sunt aici cu Delia și suntem gata să facem niște TikTok-uri bombă. Am găsit deja 3 idei, 2 dintre ele o să fie postate pe TikTok-ul meu main. Mergeți, dați un follow și acolo. Și una din ele o să fie postată pe contul ăsta secundar. Și hai să trecem la treabă, nu vreau să vedeți foarte mult. Hai să vă arătăm ce TikTok-uri o să facem. O să vă prindeți din cadrele pe care o să le vedeți pe vlog, dar puteți să le vedeți și pe TikTok sau dacă ați văzut înainte pe TikTok, să știți că s-a filmat vlogul ăsta. Pot să pun și eu camera. Scuze, băieți, nu trebuia să se întâmple asta. Mi-am scăpat camera pe jos pentru că sunt un dobitoc și am pus-o pe lumânarea asta, care era pusă pe un, mă rog, nu știți voi ce lumânare acolo. Eu am pus-o pe lumânare, îmi pare foarte rău pentru cameră. Să facem TikTok-uri, că de asta suntem aici. Între timp, la TikTok-ul ăsta am făcut un view, bă, nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Eu am un view, Sai cred că încă are 0 la 2 TikTok-uri, deci eu sunt în avantaj. Am 2 followeri, el are doar unul și e el de pe contul mare. N-aveam voie să facem astea. O să vă întreb tu, știi trendul. Da, cum vrei să facem, vrei să... Dacă trebuie să am mai mult ketchup. Că păi, trebuie să-mi dau, păi, pe față. Ți-l dau pe ăsta, să te dai pe față după. Mamă. Ia, ține la proba. Bă, dar fă-l bine, că după aia trebuie să mă spăl pe față de multe ori. Stai, hai să repetăm, deci. Deci, vrei cartofi? Tu zici. Nu vreau cartofi, mersi frumos. Nu filmezi cartoful ăsta cu ketchup? După aia răzut, probabil oricum o să râd, că nu răzut că să mai gata cu ketchup-ul. Bun, hai să facem asta. Stai, nu știu cum bastu TikTok-urile astea vere, pentru că am 3 TikTok-uri în cap bune, rău de tot. Cartofii ăștia, în primul rând, sunt doar congelați. Da, nu sunt făcuți. Ok. Ok, poți să râzi când o să mă uit. Ai început bine. O să murdăresc toți. Mai pui puțin ketchup. Vrei cartof? Nu, mersi. Stai, s-a văzut sticla. Ce? Ia-o mai încet, că s-a văzut când ai luat sticla. Ah, ok. Ok, stai. L-ai șters pe ăla. Să nu uiți să dai perec. Da. Nu că am dat. Vrei un cartof? Nu, mersi. Să vreau de ketchup pe față. Mă! Unde poți să te gândești, Delia? Sper că ești din TikTok aici. Zi-mi, te rog, ai filmat. Delia, n-ai filmat. Ba da, ai filmat. Stai, stați așa, băieți. Nu te spăla prea bine, că nu știi dacă mai trebuie să te speli odată. Hai să nu fie cazul de încă o dată. Hai să vedem, băieți, momentul adevărului. Trebuie să nu ștergem TikTok-ul din greșeală. Stați. Trebuie să vi-l arăt și vouă. Cât a fost sunetul ăla la final?
Bă, nu prea vedeți, așa vedeți. Da, băi, în momentul adevărului postăm TikTok-ul și sper ca mâine de dimineață să am 1 milion de view-uri la TikTok-ul ăsta. Dacă nu am 1 milion de view-uri pe contul cu 0 followeri, nu știu ce fac. Și acum trebuie să mai facem încă 2 TikTok-uri pentru contul meu mare. Probabil o să-l pun și pe ăsta pe contul mare, văd eu cum fac. Sau o să-l fac chiar și poate-l face mai bine. La care mănânci chestii ciudate. Ok, și după avem ăla... angry da, trend-ul. Da. Nu știu câți dintre voi sunteți împătimiți ai TikTok-ului și stați foarte mult timp pe TikTok, dar o să vă dați seama după sound ce TikTok facem. Astea două o să fie postate pe contul meu mare. Oricum o să vi-l arăt și aici pe vlog. Camera pe tine. Ține-l un pic mai mult. Top! Și acum eu trebuie să am cadrul în care o să folosesc efectul ăsta. Ce? Ah, bun! Perfect, ne-a ieșit, nu mă așteptam. Ăsta o să fie pe contul mare, băieți. Dați-ne follow pe TikTok și mie și dați-ne amândurile la follow pe Instagram, pentru că facem o treabă bună. A, da, am uitat să fac asta, să era trendul. Gata, băieți, am postat și TikTok-ul final. O să vi las aici. Apucăm să-l facem pe al treilea. Băi, azi chiar am dat grind, am filmat 2 vloguri, am făcut TikTok-uri. Ce îmi place să fac TikTok-ul ăsta? Atât că mi-am spart camera în 2, dar e ok. Stai, acum trebuie să facem TikTok-ul în care tu îmi dai chestii să mănânc, nu? Da. Deci eu încă am ketchup în nas, nu glumesc. Și când fac așa, simt ketchup în gură. Ok. Asta l-ai pus pe contul tău? Da, l-am pus pe contul mare. Și ăsta în care îmi dai chestii să mănânc, tot pe contul mare. Era mai bun ăla. Ketchup pentru contul tău. Ia mai facem o dată, ce să facem? Mai o dată ketchup în nas, băieți. Să mănânc cartof. Fuck! N-are treabă! Am gândit să-i luăm în apoi din gură. Ai, nu, hai să facem cu peanut butter. Fuck! Nu asta voiam să aud! Hai să-l facem pe ăla cu mâncare, după aia îl facem pe ăla cu peanut butter. Content creator, bate palma. Hai, dăm ceva să-mi pun la ochi, băieți, ca să știți că totul e pe bune. O să mă leg de acum la ochi. Delia, o să... N-am cu ce să te leg la ochi, dar... Păi o să văd cu ei. Ochii la de soare și bag note. Ok, nu mă așteptam la asta. Totul e pe bune, băieți, nu o să văd ce o să scoată Delia din frigider. Sper că nu sunt ochelari scumpi rău de tot. Mi-ai băgat în urechi ochelarii. Gata, jur că nu văd. Stai să-mi găsesc telefonul ca să mă uit și eu. Nu pot să mă uit pe TikTok. O să facem un TikTok în care eu o să ghicesc ce îmi dă Delia de mâncare legat la ochi. Delia, poți să te apuci să scoți ce vrei tu din frigider. Nu facem asta intenționat ca să fie flex sau cea, doar nu am cu ce să mă leg la ochi. Fără pește, te rog, că nu-mi place peștele. Wow, ce gust proști. E mâncare de câini? Mi-ai dat poate de arunc nou? Da. Dima! Ce mi-ai dat? N-aud. Iac. Mi-ai pus un spicant? Da. Elia! Mă zgâri eu poate de ardei și nu se duce. E fruct, dar nu știu ce fruct. E mure? Nu. Coacăze? Nu. Blueberry de-alea? Nu. Albastre, nu? Nu. Cum nu? Nu. Ce-s astea? A, fisalis, n-aș fi ghicit niciodată. Sunt chestiile alea de pe cocktail pe care nu le mănânc. Da. Vrei ceva să ți se ducă gustul? Astea sunt mociurile mele preferate. Sunt cu fasole. Cum sunt, mă, te rog, mănâncă. Te rog, mănâncă și o să vezi, nu? Bă, ce bune sunt, ești prost. Am mai primit mociuri de la Delia, dar nu m-au dat pe spate. Până când mi-a dat azi unul cu ciocolată. Și ăsta, mamă, cât de mult se întinde, vezi? Ia zi, mă, secție, cum-ți merge? Nu știu, nu m-am uitat pentru că am făcut decât 2 TikTok-uri. Ia, mă, să vedem ce ai pe contul ăsta. Mă cheamă Urtică Boss și văd că am ceva notificări. Mamă! Ai 6000 de view-uri și 1000 de view-uri, câți follow-uri ai? 508. Am 3. Am 3 follow-uri. Am un TikTok de 5 view-uri, ăla pe care l-am făcut tine în mașină. Am un TikTok de 85 de view-uri pe care l-am postat azi, acum, cu Delia. Eu o să fac TikTok-uri mâine, fiindcă mi-e silă să fac TikTok-uri acum, doare capul și vreau să editez. Și am făcut 500 de follow-uri, așa că get my level, kid. Bă, copilul ăsta nu se mai oprește din făcut TikTok-uri. Ia intră-mă pe TikTok acolo la tine pe profil. 1600 de follow-uri și a postat 4 TikTok-uri și mai are unul draft. Câte view-uri ai făcut? Are 5, nu, are 2500 de like-uri și 40.000 de view-uri într-o zi. Bă, verești, animal? Ok, acum hai să vedem cum am descurcat eu. Oh, psych! Am 800 de followeri. Da, mi-au pui și mie. What? Bă, chiar nu mă așteptam la asta, sincer. Și am mai făcut TikTok-urile astea pe contul meu principal. Ăsta are 150.000, ăsta are 154.000 și mai are ăsta 70.000. Am zis random să intru pe TikTok să văd câți followeri mai am. Băiți, am 2180 de followeri. Nu știu ce mi-a adus atât de mulți followeri. Tu câți followeri ai, mă? Ia intră acolo pe profilul tău pe TikTok. 1740. Am întrebat cu fraiere. Dar mai avem încă 2 ore în care avem timp să postăm TikTok-uri, așa că am mare și pe TikTok-uri. Vere, am făcut atâtea din trei TikTok-uri. Pot să fac un dans pe TikTok. Pot să apar și eu în el? Nu vreau să apar. Mamă, ăsta e cel mai bun trend ever, există. Dă-i!
Bine să ai! Bun! Bun! Look at the moves! Bun, 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 bun! Ce faci acum? Spamezi TikTok-ul, nu? Da, gândi. Hai, intră pe TikTok, ridică-te în picioare, vino lângă mine. Nu știu cât follower am. Nu știu de ce, cred că m-ai luat acum ultima 100 de metri. Ai făcut live sau n-ai făcut? Am făcut, da. Nu știu cât ai tu. Da, am făcut! Hai, fă-ți dansă de bucurie. TikTok-ul a trebuit să pun și te-am făcut, iar tu slab, în 2 ore te-am făcut 2000 de followeri. Da, băi, concluzia e că nu e așa greu să faci followeri. Nu, asta e concluzia. Că te arunc în aer dacă mă apuc eu să postez pe TikTok toate ideile pe care le-am eu în cap. Ideea e că dacă vrei să postezi pe TikTok, fii valu, sau dacă nu, urcă-te pe trenduri și postează cât mai mult, pentru că e imposibil să nu faci followeri. Adică noi nici măcar nu ne-am chinuit, am postat așa TikTok-uri random. Am 4400 de followeri. Și am făcut 3600. Așa că dacă vrei să faci ceva, neapărat țineți-vă de ce faceți și aveți încredere voi. Abonați-vă canalului la mine și la site. Nu uitați de follow pe Instagram, pentru că eu cu el știți că v-am zis, pentru că suntem într-o competiție care ajunge primul la 50.000 de followeri. Dați-mi follow, dați-mi și lui follow. În momentan are mai mult decât mine, dar dați-mi și mie follow. Like la clip. Pa!